Energia electrică s-a ieftinit cu 42 de bani pentru consumatorii din centrul și sudul țării și cu 38 pentru cei din nord. Noile tarife au fost aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Cine și cât va plăti pentru lumină, ne spune Sergiu Gurdiș. Bun găsit! În urma deciziei de astăzi ANRE, clienții de servicii de Premier Energy vor plăti pentru fiecare kilowatt-oră de lumină 2 lei și 57 de bani față de 2 lei și 99 de bani cât achită acum. Pentru clienții FE Nord, tarifele vor scădea de la 3 lei și 58 de bani până la 3 lei și 20 de bani. Noile prețuri vor intra în vigoare după ce hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține că reducerea are la bază aprecierea leului moldovenesc în raport cu dolarul, valută în care distribuitorii cumpără energie din regiunea transnistreană. Avem certitudine că prețul energiei va rămâne stabil până cel puțin în octombrie, când va expira contractul semnat între Energocom și Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan. Până atunci, prețul de achiziție va fi de 66 de dolari pentru un megawatt. În prezent, Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan acoperă 98% din necesarul de consum de energie electrică pentru Malul Drept. Ultima modificare a tarifelor la curent a avut loc în luna aprilie, când la fel au fost reduse.